Cercetătorii de la universitățile New Mexico și California din Statele Unite au lansat un studiu în care afirmă posibila existența unei lumi paralele. Este lumea de apoi, cea pomenită în Biblie? Este locul în care ne ducem după ce murim fizic în lumea asta? Francis Ian Racine, profesor la Departamentul de Fizică al Universității New Mexico din Statele Unite și unul dintre autorii lucrării publicate în revista Physical Review Letters, afirmă că această lume invizibilă de particule noi, care sunt toate copii ale particulelor cunoscute, ar exista alături de noi. În practică, această simetrie de scalare ar putea fi realizată doar prin includerea unei lumini oglindă în model, un univers paralel cu particule noi, care sunt toate niște copii ale particulelor cunoscute, a spus cercetătorul citare Forbes. Potrivit expertului, ideea unei lumi în oglindă apărând pentru prima dată în anii 90, dar ea nu a fost recunoscută anterior ca o potențială soluție la problema constantei Hubble. Este această realitate paralelă, acest nou univers, o lume cu care nu putem interacționa, sau este lumea de apoi, cea pomenită în Biblie? Este locul în care ne ducem după ce murim fizic în lumea asta? Cercetătorii ezită să se pronunțe. Nu exclud însă existența unei comunicări între cele două universuri. Ei spun că orice mențiune despre universul paralel ar trebui să fie una prudentă, dar este totuși foarte interesantă. Da, pare o nebunie la prima vedere, dar astfel de lumini oglindă o literatură vastă în fizică, într-un context complet diferit, deoarece ele pot ajuta la rezolvarea problemelor importante din fizica particulelor. Munca noastră ne permite să legăm pentru prima dată această literatură largă de o problemă importantă din cosmologie, a mai declarat cercetătorul. Nu este pentru prima dată când se vorbește de existența unui univers paralel în care timpul curge înapoi. Experții de la Institutul Perimeter pentru Fizică Teoretică din Ontario, Canada, afirmă existența unui univers paralel geamăn cu cel cunoscut în prezent, dar care se deplasează înapoi în timp. Teoria incredibilă a fost lansată într-o lucrare publicată în martie 2022 în revista Annals of Physics. Potrivit Life Science, care citează lucrarea științifică, această teorie ar putea fi explica materia întunecată și inflația cosmică. Universul de dinainte de Big Bang și universul de după acest eveniment cosmic ar putea fi privite ca o pereche univers-anti-univers, apărând direct în era fierbinte dominată de radiații pe care observăm în trecutul nostru, afirmă experții. Cercetătorii au identificat un set de simetrii fundamentale în natură, astfel cele mai importante trei simetrii sunt sarcina, paritatea și timpul. Experții au propus extinderea acestei simetrii combinate la nivelul întregului univers, astfel pentru a păstra simetria în întregul cosmos, trebuie să existe și un alt cosmos având o imagine oglindă care ar merge înapoi în timp. Life Science comentează că dacă teoria existenței unui univers paralel în care timpul curge înapoi se confirmă, ar însemna că materia întunecată nu este atât de misterioasă, este doar o nouă aromă a unei particule fantomatice denumită neutrino, care poate exista doar în acest tip de univers. Iar teoria ar implica faptul că nu ar mai avea nevoie de o perioadă de inflație care a extins rapid dimensiunea cosmosului timpuriu la scurt timp după Big Bang. Luate împreună, cele două universuri se supun simetriei propuse, însă experții susțin că omenirea nu ar avea niciodată acces la geamănul nostru, pentru că acest univers paralel există în spatele Big Bang-ului nostru, înainte de începutul cosmosului pe care îl știm.